Pedeapsă aspră pentru un bărbat în vârstă de 44 de ani din localitatea Suharău. Omul i-a împrumutat mașina unui prieten care nu avea permis de conducere, fără să-i treacă prin cap ce avea să urmeze. Polițiștii l-au depistat pe șoferul fără permis, a fost sancționat, însă pedeapsa aspră a fost aplicată proprietarului mașinii. Omul a fost condamnat la un an și două luni de închisoare cu executare. În cursul zilei de luni, polițiștii din cadrul postului de poliție Suharău au pus în aplicare un mandat emis de judecătoria Darabani. Bărbatul de 44 de ani a fost depistat de către colegii mei pe raza localității de domiciliu, reținut și escortat la penitenciarul Botoșani în vederea încarcerării. Polițiștii recomandă posesorilor de autoturisme să nu încredințeze mașina persoanelor despre care au cunoștință că nu posedă permis de conducere.